fie Dumnezeu în această dimineață. Amin. Suntem bucuroși că suntem din nou într-o casă de rugăciune. Slăvit să fie Domnul. Amin. Un loc unde se coboară Dumnezeu, un loc unde Dumnezeu ne umple de pace, de liniște, ne umple de bucurie și noi suntem recunoscători în această dimineață. Și eu vreau să începem slujba din această dimineață printr-o rugăciune cu toți în comun și în finalul rugăciunii, fratele Pop, cu o voce mai tare, să continue rugăciunea aceasta în care să ne încredințeze brațul Domnului și să proclamăm prezența Domnului în mijlocul nostru. Haideți să închidem ochii noștri și să ne rugăm Domnului și să cerem prezența Lui în mijlocul nostru. Amin. Dumnezeule preanalt, ne închinăm înaintea Ta, Dumnezeule, în această dimineață. Te slăvim și Te binecuvântăm pe Tine, pentru că Tu meriți toată lauda, Doamne. Tu meriți onoare, Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat harul ca aici, în această dimineață, să fim din nou în prezența Ta, Dumnezeule. Chemăm puterea Ta divină să fie în mijlocul nostru. Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în această dimineață. Doamne, binecuvintează slujitorii Tăi în această dimineață. Binecuvintează întreaga biserică, Dumnezeu. Aleluia, cercetează-ți poporul Tău în această dimineață, Doamne. Coboară-te Tu, Dumnezeule, vindecă, eliberează, cercetează-ți poporul în această dimineață, Doamne. Te simțim că ești aici, Dumnezeule. Ne închinăm cu reverență înaintea Ta, Doamne. Primește laudele noastre în această dimineață, Dumnezeu. Primește închinarea noastră, Doamne, că ți se cuvine, Tată. Îți mulțumim pentru pacea care ai lăsat în orașul acesta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru liniștea care ai lăsat-o în familiile noastre. Doamne, îți mulțumim că mulți dintre noi suntem împreună cu întreaga familie la închinare în această dimineață. Este harul Tău, Doamne, nu este meritul nostru, Doamne. Te rugăm, binecuvintează casa aceasta de adunare în această dimineață, Doamne. Duhul Tău cel Sfânt să fie simțit de plin, Doamne, peste fiecare inimă și fiecare suflet, Doamne. Îți mulțumim, te lăudăm și te binecuvântăm în veci de veci. Amin. Amen. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 36, să citim câteva versete, după care ne vom așeza și vom lăuda pe Domnul cu altă cântare. Spune Psalmul 36, versetul 5: Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia Ta până la nori. Amen. Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile Tale sunt ca adâncul cel mare. Doamne, Tu sprijinești pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei Tale și adăp din șuvoiul desfătărilor Tale. Căci, spune psalmistul David, la Tine este izvorul vieții. Prin lumina Ta vedem lumina. Și versetul 10 spune: întinde-ți și mai departe bunătatea peste cei ce Te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Amin. Amin. Haideți să ne reașezăm și ne pregătim să cântăm spre slava Domnului altă cântare. Înainte de aceasta aș vrea să îl salut pe fratele Serghei, pastor într-o biserică din Cernoți, e împreună cu soția în mijlocul nostru în această dimineață. Domnul să vă binecuvinteze. Ne rugăm ca Domnul să-i folosească. Va sluji prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să răspundă nevoilor noastre spirituale. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Haideți să cântăm spre slava Domnului altă cântare. Toate le-ai creat, pe toate mâini.
peste mine și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Să mai cântăm încă o dată, toate le-ai creat. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține. Toate spun că Tu ești Dumnezeu. Și viață peste mine și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Și mai mult de tot ce ești, Tu binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Să știi că Dumnezeu este Tatăl tău, cred că nu ne trebuie mai mult. Pentru că identitatea ta este copilul său. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și nu se oprește aici cuvântul, ci spune, ci suntem. Să știi că Tatăl tău este Dumnezeu. Slavă. Este cea mai mare onoare pe care poate să aibă omul. În Psalmul 144 spune cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, versetul 3, Doamne, ce este omul? Ce este omul ca să iei cunoștință de el? Fiul omului ca să iei seamă de el? Ce este omul ca Dumnezeu să ne bage în seamă? Și totuși, cântarea ne spune și numai cântarea și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Tatăl nostru este Dumnezeu. Cât de scumpă este bunătatea ta, se citea de dimineață. Cât de scumpă este bunătatea ta, Psalmul 36, versetul 7. Dumnezeule, Dumnezeu s-a purtat cu mare bunătate față de noi. Amen. Pentru că suntem într-o casă de rugăciune. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune, la umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Dacă n-ai adăpost altundeva, n-ai pace altundeva. Probabil nu-ți lipsește nimic, dar n-ai pace. Aici este adăpostul lui Dumnezeu, în casa Lui. Aici unde poți să mulțumești. Aici unde putem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Aici unde poți să recunoști că chiar dacă nu ești nimic, ești copilul lui Dumnezeu. Ai valoare. Cuvântul lui Dumnezeu spune, se satură de belșugul casei tale. Vrei să te saturi în această dimineață de belșugul casei lui Dumnezeu? De prezența lui Dumnezeu? Nu trebuie să facem altceva decât cuvântul lui Dumnezeu ne spune să ne rugăm și să ne smerim. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu tot ne învață că celor smeriți El le dă har, ceea ce nu merităm. Dacă vrei să ai harul lui Dumnezeu, dacă vrei să ai parte de belșugul lui Dumnezeu, atunci haide să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te smerești? Să iei o poziție oarecare a corpului, a fizicului? Nu! Ci să recunoști că trăim prin har. N-am meritat nimic bun. Și totuși Dumnezeu s-a purtat cu o bunătate atât de mare față de noi. Am vrea să ne rugăm în următoarea rugăciune și am vrea să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Suntem deja binecuvântați. Avem tot ce ne trebuie. Și se spunea rugăciune, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în zona aceasta lumii este pace și nu peste tot. Și frații din Ucraina știu ce înseamnă acest lucru. Știu cât de mult valorează pacea. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune, se satură de belșugul casei tale și ia dăm din șuvoiul desfătărilor tale. Se coboare șuvoiul lui Dumnezeu peste noi în această zi. Ne dorim noi acest lucru, dar ca să coboare acest șuvoi de sus, noi trebuie să ne smerim. Trebuie să recunoaștem că trăim doar prin mila lui Dumnezeu. Trăim doar prin harul lui Dumnezeu. Trăim din căpătat. Și de aceea, haideți să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Căci la tine este izvorul vieții.
Prin lumina lui Dumnezeu vedem lumina. Altfel, n-avem cum să vedem lumina. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ne-a purtat în carul său de biruință. Vrem să aducem slavă, glorie lui Dumnezeu, pentru că El merită toată cinstea. De aceea, haideți în această rugăciune să nu-i cerem nimic. Am avut destule. Faptul că suntem în casa lui Dumnezeu, deja suntem binecuvântați. Avem mai mult decât am cerut lui Dumnezeu. I-ai cerut lui Dumnezeu în această dimineață vedere în ochi? Și totuși, vedem. I-ai cerut lui Dumnezeu putere în oase? Nu i-ai cerut. Și uite-te că o avem. Dumnezeu ne-a binecuvântat mai mult. Și voiul lui a coborât deja peste noi. Dar mai vrem ca harul lui Dumnezeu să coboare peste noi. Dar haideți să ne smerim și să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu, căci până aici El ne-a ajutat. Până aici El a fost de partea noastră. Până aici El ne-a dat mai mult decât meritam. Haideți să închidem ochii noștri, să ne debarasăm de tot ce ar putea să ne împiedice să intrăm în această legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Și în această rugăciune nu îi cere nimic, ci mulțumește-i doar. Căci El, Dumnezeul bun, ne-a învrednicit în această zi să stăm aici înaintea Lui. Și să-i mulțumim că ce-a fost de partea noastră. Amin. 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 Haideți să ocupăm locurile. Și psalmistul ne spune, binecuvântat să fie Domnul, stânga mea, care îmi deprinde mâinile la luptă. De aceea, haideți să laudăm pe Dumnezeu. Vom cânta Domnul o cântare. Și vom slăvi pe El, pentru că El merită toată cinstea. Și noi haideți să ne deschidem inimile și să aducem lui Dumnezeu jertfa plăcută. Iar apoi fratele Călin ne va îndemna pentru o altă rugăciune. Înainte să cântăm cântarea aceasta, a fost o vedenie pentru biserică și să o ascultăm. Când toți se rugau, a fost arătat trei lucruri și a fost arătat crucea lui Iisus și a fost arătat un râu și a fost arătat un vas. Crucea, Dumnezeu o dat așa o deslușire, căci crucea este că Dumnezeu așteaptă încă pe cei care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Речка, это Господь сказал, я хочу, чтобы вы наполнялись и радовались Духе Святом. Крыл, Dumnezeu spune că El dorește ca biserica să se umple și să se bucure în Duhul Sfânt. И этот сосуд, это Господь приготовил дары. Și acel vas, Dumnezeu pregătit daruri. Но он еще закрытый. Dar el este încă închis. Din pricină că încă poporul nu cunoaște să, așa pe deplin să se bucure în Duhul. Și Dumnezeu spune, veniți la mine, veniți la crucea mea și eu vă voi învăța. Și eu vă voi conduce la acest râu. И тогда наполню вас дарами Духа Святого. Чтобы вы умпля ку дарами Духа Святого. Потому что все это Он хочет сделать в этой церкви. Дим причина, что тот часто Dumnezeu вра сфак интра часто бисерика. Для того, чтобы церковь могла радоваться полностью. Как бисерика со се плате букури деплин. От малого до взрослого. De la mic la mare. И Господь эти вещи приготовил и ждет. Și Dumnezeu pregătit aceste lucruri și așteaptă. Amin.
bogățuia mea. Tu ești adăpostul meu, o lumină noaptea grea, Tu, o Doamne, Tu-mi ești scăpare în ceasul greu, zidul tare din jurul meu. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, care, așa cum se spunea, ne-a ajutat să fim în locul acesta, nu datorită nouă, că noi suntem nu știu cât de buni, ci datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Amin. Toți oamenii sunt slabi, au, să zic, căderi, dar în această dimineață Dumnezeu ne-a ajutat pe fiecare să fim în locul acesta ca să ne închinăm Lui. Gloria. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca El să fie acela care să se atingă de cauzele bisericii. Vrem să ne rugăm pentru cauzele bisericii Maranata și Psalmul 36 cu versetul 7 și aș vrea să fim atenți la acest cuvânt care spune așa de frumos: cât de scumpă este bunătatea ta, adică bunătatea lui Dumnezeu, nu a noastră,
Dumnezeu, la umbra aripilor tale găsesc fii oamenilor adăpost, lăudat să fie Domnul. Amen. Atât de frumos este ca să vezi în inima ta, să crezi în inima ta că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău, lăudat să fie Domnul. Amen. Haideți să ne ridicăm în picioare, să afișăm cauzele Bisericii Maranata și împreună să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, El să se coboare prin Duhul Sfânt, care cunoaște fiecare inimă, fiecare gând. El știe ce gândești și în momentele acestea, acolo unde ești. Și eu cred că Domnul Iisus este aici în adunare, de aceea venim în locul acesta, că noi credem în El. Noi credem că El ascultă rugăciunea, El ascultă problema ta, ascultă greutatea pe care o ai în inimă sau luptele cu care tu te lupți. Am vrea ca să ducem toate cauzele acestea la picioarele Domnului Iisus Hristos și plin de credință să ne rugăm ca Domnul să rezolve. Vedeți acolo afișate și Dumnezeu să fie acela care să se atingă de fiecare cauză în parte. Și dacă mai sunt cauze, așa cum avem obiceiul, printr-o ridicare de mână, puteți să o faceți prin credință, să știți că nu avem merite. Meritul este al lui Iisus Hristos. Amen. S-au ridicat mâini și vrem ca Dumnezeu să fie acela care să lucreze. Frați și surori, aș vrea să vă spun că Iisus este același. Gloria, El, dacă vrea, rezolvă și cancerul. El, dacă dorește, se atinge și de coloana ta, de spatele tău. Și am fost foarte rău cu coloana, dar Dumnezeu s-a îndurat de mine. Mă simt foarte bine. Că mai bună și câte o așa o nuia, pentru că îți dai seama că ești atât de trecător. De aceea dorim să aducem toate problemele fraților plin de credință. Să rugăm pe Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să se atingă de fiecare cauză. Să știți că atunci când cineva este bolnav în trup, doar El cunoaște greutatea. El știe așa profund. Dar este unul care cunoaște mai mult, care este Iisus Hristos. Și în dimineața aceasta, El, prin Duhul Sfânt, să pună mâna acolo pe rană și El să vindece și toate să se facă după voia lui Dumnezeu. Dar este foarte important să insiști. Nu te lăsa bătut. Roagă-te ca Dumnezeu să rezolve fiecare cauză pe care o avem în biserica aceasta. Haideți să ne închinăm Domnului. Amin.
Amen.
crucea grea. Nădejdea mea nu o să moară, și voi intra odihna sa. Mândre spre cer să-l văd pe Domnul, să nu mai fiu un peregrin, căci după cea și apoi îi dăm voie să predice cuvântul Domnului. Amin. Amin. Slavă Domnului! Amin.
aș vrea să rămân mai departe în contextul care l-a pregătit astăzi Duhul Sfânt, Biserica Lui, Biserica Domnului, și să citesc Cuvântul Domnului. Practic s-a vorbit toate aceste cuvinte care voi citi astăzi de aici. Matei, capitolul 11, la versetul 28. Alții predicatori cred că știu și pe de-a rost aceste versete. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Slavă Domnului! Amin. Mulțumesc Domnului pentru harul care l-am din partea lui Dumnezeu într această dimineață, duminica dimineață, să fiu în casa Domnului, în prezența Domnului, cu biserica Domnului, un lucru atât de frumos pentru copiii Domnului, în ziua Domnului, să fie la picioarele Domnului. Amen. Să ne bucurăm de prezența Lui, să ne bucurăm de făgăduințele Lui, de lucrurile atâtea de frumoase, lucruri de mare preț care Dumnezeu le are pentru biserică. Slăvit să fie Domnul! Amen. Mulțumesc Domnului căci am harul acesta să fiu aici chiar în Italia și sunt de luni aici și un har să te culci noaptea în liniște și dimineața să te scoli în liniște, odihnit. Este un har din partea lui Dumnezeu, este o binecuvântare mare. Știți acum de când la noi în Ucraina este războiul acesta, când ne sculăm de dimineață și mulțumim Domnului, parcă să înțeles că mulțumesc cu adevărat acum. Mulțumeam și până la război, ca și noi, ca fiecare. Și când ne sculăm de dimineață, venim în rugăciune în fața Domnului, mulțumim Domnului. Dar de multe ori parcă rugăciunile noastre și mulțumirile noastre sunt așa, știți, parcă intră în rutină așa, sau automat. Acum, mulțumim Domnului și mulțumesc cu adevărat. Căci, câteodată nopțele să pornesc sirenele, și când se pornesc sirenele, știm că zboară rachetele din Rusia peste Ucraina. Unde vor ajunge, nu știm. Și ne sculăm de dimineață și mulțumim Domnului că la noi nu a ajuns. Când s-a început războiul, eram la rugăciune unde Duhul Sfânt a vorbit că El a pus o protecție peste regiunea noastră Cernăuți. Și nu va da voie ca dușmanul să facă rău în regiunea noastră. Și mulțumim Domnului că de când este războiul, regiunea noastră este unica regiune în Ucraina care n-a fost bombardată și care nu este până acum bombardată. Și mulțumim Domnului pentru aceasta. Amin. Atât de scumpă este pacea. Să avem pace. Atât de important. Știți, noi până nu s-a începe războiul acesta, parcă nici nu tare trăgem, nu luăm în cap momentele acestea despre pace, de a trăi în liniște, de pace. Dar acum, de când s-a început războiul acesta, cu atâta dor, atât de mult, parcă așteptăm în fiecare zi să oprească războiul acesta. Parcă de multe ori atât de apăsător este peste noi războiul acesta și tot așteptăm ca să oprească, să oprească. Și ne rugăm Domnului și credem că și Dumnezeu este cel care va opri. Amen. Credem că și doar Dumnezeu poate.
Oamenii vorbesc fel de fel, politice fel de fel. Dar noi știm că și Dumnezeu a îngăduit războiul acesta și dacă El, Dumnezeu, l-a îngăduit, are și El ziua pregătită când să spună un stop și să se oprească și să fie pace. Că este scumpă pacea. Eu cred că și noi fiecare avem nevoie de pace. Avem nevoie de liniște în sufletele noastre, în lăuntrul nostru. Nu-i așa? Ne-am rugat, a fost o rugăciune azi pentru noi și ne rugam Domnului. Ne-a rugat pentru pocăință, pentru smerenie în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vină și să aducă această liniște în inimile noastre. Căci de multe ori suntem atât de trudiți și împovărați, cum a fost și această rugăciune, să ruga fratele păstor. Și avem nevoie de liniște. Noi parcă strigăm pentru pace aceasta în țara noastră. Dar mă gândesc că avem nevoie de liniște înăuntru nostru. Avem nevoie de liniște și pace în casele noastre. Căci, practic, dacă ne gândim, biserica să începe din casa noastră. Și noi venim în casa Domnului cu familia noastră, nu-i așa? Și venim în casa Domnului și vrem ca Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. Vrem ca Dumnezeu să vină cu răspunsul la rugăciunile noastre, să simțim prezența Domnului, să simțim harul lui Dumnezeu. Dar când venim în casa Domnului, aducem în casa Domnului ceea ce avem la casele noastre, nu? Nu-i așa, fraților? Ceea ce avem în casa noastră, cu aceea venim aici. Și fiecare familie, cu ceea ce are în casă, aduce în casa Domnului. Și dacă am în casă liniște, am pace în casă, am bucurie, liniștea, pacea și bucuria o duc aici. Tare important să avem liniște și pace. Aleluia! Aveam în biserică o soră tânără. Este orfană, este bolnavă soara aceasta. De mic copil, de la vreo 2 ani de zile, nu are un ochi. Și ochiul la ei este un ochi de sticlă. Și acum are vreo 26-27 de ani soara aceasta. Dar când crește, omul se mărește și capul, știți, și din când în când ochiul cealaltă trebuie să-i schimbat. Că dacă nu, cade. Și acum, în timpul războiului, sau se uzează, tot din când în când trebuie să-i schimbat ochiul. Și în timpul războiului, acum, sora aceasta trebuie să meargă la Kiev, la capitala noastră, să schimbe ochiul. În timpul războiului, acum. Și înainte de a merge ea încolo, a avut un cuvânt prin Duhul Sfânt și Dumnezeu i-a vorbit ei căci îi stă în față un foc. Și trebuie să treacă și el pe acolo. Dar să stea lângă Domnul, să nu se teamă. Și Dumnezeu va binecuvânta-o. Și va vedea focul acesta, de ea nu se va atinge. Și mă gândeam așa în mine, Doamne, și așa sora aceasta este năcăjită. Și este și un vas foarte bun în biserică, Domnul folosește cu daruri. Și ne bucurăm de ea. Oare ce mai stă în față? Ce încercare mai stă în fața acestei surori? Și așa nu are mamă și este și bolnavă. Și nu ne dăm seama, oare ce poate să fie? După sora se apropie de mine și spune: frate Serghei, duminica viitoare trebuie să merg la Kiev, căci luni am operație în spital și trebuie să-mi schimbe ochiul. Și spus, bine, sora Iulia, ne vom ruga pentru tine, Domnul să te binecuvânteze. Și a plecat duminica, spunea sora, povestea ce s-a întâmplat, cum a fost, cum s-a împlinit lucrarea cu ea. Și spune că luni de dimineață s-a apropiat de spitalul unde trebuie să facă operația. Era cu o cumnată de ei.
Și acolo, aproape de spital, a intrat într-o cafenea să bea o cafea de dimineață. Și bine cafeaua aceea, spunea, ea ori cumnată, ei a zis, hai, Iulia, să ieșim de aici, mai fuga să mergem încolo spre spital, hai să nu stăm aici. Și spune că au ieșit de acolo și nu știu câte minute a trecut și au început să zboară rachetele. A început să zboară rachetele rușilor. Peste câteva minute a nimerit în cafeneaua, nu mai a rămas nimica. A început să cadă pe lângă spitalul cea la rachete și le fug au fugit, pe toți au dus la subsol. Și povestea sora aceasta căci vedea cum zburau, cum explodau rachetele celea, dar până la urmă a spus, n-a fost cel mai groaznic pentru ea lucrul acesta. Spunea ea că mai groaznic pentru ea a fost căci atunci când au intrat toți la subsol, a observat cum oamenii care erau acolo au început să scoată din buzunar câte o hârtie și cu pixul și să scrie numele lor și un număr de telefon. Căci dacă o să moară sub rachete, sub bombe și îi vor găsi, să știe cine sunt ei. Ca să știe, să-i găsească, să-i ducă, poate cu rudele, sau unde să sune. Și spune că i-a venit atunci în mintea ei, oare s-a terminat viața mea? Până aici, gata, trebuie să mor. Dar Dumnezeu a ocrotit. I-au făcut operația acolo la subsol, i-au schimbat ochiul. A venit acasă, stresată, cum a fost. Ne-am rugat pentru ea. Și slavă Domnului Iisus, căci Dumnezeu i-a dat mai departe liniște în inima ei. Fraților, momentele sunt diferite în viața noastră. O soră tânără, eu n-am văzut cum zboară rachetele. Am fost în zona de război, am fost până încolo, aproape de Rusia, dar în momentul când am fost eu, mai departe undeva zburau. Sora asta a văzut. Dumnezeu știe cum să ne întărească. Dar mă gândesc la noi, la voi, acum aici, familii care sunteți în Italia. Dumnezeu vrea ca să fie liniște, pace în casele voastre, nu-i așa? Amen. Și Dumnezeu ne cheamă la o liniște. Dumnezeu ne cheamă la o pace. Și nu numai cât ne spune Duhul Sfânt, a luat textul acesta care s-a amintit astăzi în mijlocul nostru, numai cât ne spune Domnul nostru Iisus Hristos, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și cred că chiar dacă sunteți aici în Italia, sunt și aici necazuri, nu sunt necazuri aici. Nu sunt greutăți. Oare nu-i și aici pământ? Suntem la fel, frați și surori și familii. Ne confruntăm cu fel de fel de momente în viața noastră. Și Domnul nostru Iisus Hristos vrea ca fie familiile noastre să fie niște familii pline de pace. Amin. Exemplare. Amin. Și Domnul Iisus Hristos, așa cum a fost astăzi și descoperirea, Duhul Sfânt vrea să călăuzească biserica Lui spre acela râu, unde vrea ca să o umple cu Duhul Sfânt. Unde vrea ca să dea darul la biserică. Amen. Biserica are nevoie de daruri, are nevoie să fie cu adevărat o biserică pentecostală plină de darurile Duhului Sfânt. Nu-i așa? Amen. Slavă Domnului! Ne bucurăm când în biserică sunt darurile Duhului Sfânt. Nu numai un dar de prorocie. Că biserica pentecostală nu are numai un dar de prorocie. Are multe daruri, dacă citim cele nouă daruri supranaturale. Și e bine toate să fie în biserică. Și să ne bucurăm, să ne întărim, să creștem. Asta este frumos pentru biserică. Și Duhul Sfânt, Dumnezeu, ne vrea să ne dea pace, liniște, ca să fim niște familii lumină. Domnul nostru Iisus Hristos, în predica sa de pe munte, ne spune că voi sunteți lumina lumii. Și dacă astăzi voi sunteți aici în Italia, eu nu cred că voi sunteți la voia întâmplării, nu-i așa? Domnul vrea ca voi să fiți aici în lumină, în Italia. Oamenii să privească la voi și să vadă lumină. Să fiți sare.
De asta Dumnezeu vrea ca în casele voastre să fie cu adevărat pace. Ah. Nu știu dacă ați auzit întâmplarea aceasta. Trăiau doi vecini. Unul pocăit și unul nepocăit. Și cel nepocăit cu soția privea la familia pocăită și toți spuneau: oare de ce la ei în casă și în curtea lor niciodată nu auzim ceartă? Nu auzim ca familia aceasta să se certe niciodată. Nu-mi vine a crede că ei nu se ceartă. Voi vă certați? În casă, soții și soțiile. Și spune, nu-mi vine a crede și gata că, că nu se ceartă. Și spune că o să-i caut, să-i păzesc eu, să-i prind. Și spune, vine seara și de seară mă duc. Când afară va fi noaptea, eu de afară mă uita pe geam la ei în casă, ce fac, cum se poartă ei între ei. Și așa și-a făcut. Sara s-a mers acolo la bucătărie, soțul, soția, copiii erau la bucătărie și vecinul necredincios a venit sub geam și s-a uitat. În momentul acesta ceva ei pregăteau. Soțul ceva făcea și el ajuta soția, soția la plită și soția fierbea niște lapte în timpul acesta. Lapte fierbea, dar știți, surorilor, când fierbe lapte, ce se întâmplă când începe a fierbe? Se înmulțește, da? Și să nu se înmulțească tare, soția o prins de vas, să iei și să pui în altă parte, spune vas, cu laptele. Soțul, din partea cealaltă, n-a observat ce face soția. Și el ceva o luat să dea într-o parte încolo. Și s-au întâlnit amândoi. Accident au făcut. Și s-a dus oala cu lapte jos. Vecinul necredincios de afară a spus: acum mai văd eu. Acum vedem ce se face cu pocăiți aceștia. Și ce credeți? Ce s-a întâmplat? Soțul, când a văzut ce s-a întâmplat, spune: Valiu, draga mea, te rog, iartă-mă că eu sunt vinovat. Soția spune: nu, eu sunt vinovată, iartă-mă tu pe mine. Soțul: nu, eu strâng că eu sunt vinovat. Soția: nu, că eu sunt vinovată. Soțul: nu, că eu sunt vinovat. Soția: nu, că eu sunt vinovată. Și vecinul de afară o dat din mână și s-a dus acasă. Soția l-aștepta. Și nu, ce ai văzut acolo la pocăiți? Și soțul o dat și acasă din mână și a spus: la el nu mai, la ei nu mai este niciunul drept. Domnul nostru Iisus Hristos, în textul care l-am citit, ne arată călăuza ce să facem ca în casa noastră, în familia noastră, să fie liniște. În sufletele noastre, în relațiile noastre între soț și soție, în relațiile noastre părinți și copii, să fie liniște, fraților, să fie pace, să fie bucurie. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune aici așa: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Slavă ție! A vorbit fratele de la început. Nu-l văd. Ai, iată-l acolo. Despre smerenie. Și ne-a chemat la smerenie. Fraților, învățătura Domnului Iisus Hristos, pentru ca să avem în casa noastră liniște și pace, să fie pace în casa voastră, când veniți în casa Domnului, în biserica Domnului, să fie pace. Amin. Acasă, aduceți aici. Dacă acasă vă certați și veniți în casa Domnului și zâmbiți, credeți că s-a dus pace? Nu! Zâmbitul să nu arată nimic în fața Domnului. Domnul vede ce este înăuntru nostru. Domnul știe relația noastră. Și Domnul nostru Iisus Hristos ne vorbește la smerenie.
S-a vorbit, ne-am rugat pentru smerenie. Este tare important să ne cercetăm. La capitolul smerenie, sunt eu cu adevărat smerit? Vreau să fie în casa mea liniște și pace. Poate ești o soră și vrei să fie liniște și pace. Un frate, vrei să fie liniște și pace. Când nu este în casă liniște, nici mâncarea nu este gustoasă, nu-i așa? Nici n-ai nici poftă de mâncare, frate. Hai să fim sinceri. Dar când în casă este bucurie, liniște și pace, alergi acasă. Mă așteaptă soția mea. Povestea odată niște frați căci lucrau împreună și au observat că un frate nu se grăbește acasă de la muncă. Toți termin lucruri și care mai repede să ajungă acasă, la familie, la soție, la copii. Dar un frate nu se grăbea niciodată. Și frații au îndrăznit și l-au întrebat, ce se întâmplă, de ce tu nu te grăbești acasă? Și fratele năcăjit s-a deschis. Era năcăjit, era împovorat. Ține casă. Și spune, ce să fac acasă? Numai certuri și certuri. Vreau mai puține certuri să văd, să aud în casa mea. Și mă duc mai târziu, vin, mă culc, mai degrabă mă scol și la lucru mă iau cu lucrul, cu munca. Dacă vrem să avem pace, dacă vrem să avem liniște în casele noastre, în biserică, o relație frumoasă, cum suntem la capitol cu smerenia? Ascult eu de Dumnezeu? A spus foarte frumos fratele astăzi despre smerenie. Ascult de Dumnezeu? Iubesc? Îmi iubesc cu adevărat soția? Îmi iubesc cu adevărat copiii? Există o relație frumoasă între noi? Ca să ne bucurăm de pacea lui Hristos în casa noastră? Important lucrul acesta. Și asta este învățătura Domnului Iisus Hristos. Hristos spune, învățați la mine. El este cel mai bun exemplu pentru noi, pentru fiecare, în orice domeniu, în viața noastră. El este cel mai bun exemplu. Și El spune, învățați de la mine. Eu sunt smerit cu inima. Suntem noi smeriți? Sau nu mai suntem smeriți? Poate suntem îngânfați. Ca bărbați, eu sunt bărbat. Ea trebuie să asculte de mine. Odată, la centru, noi, în Cernăuț, nu v-am spus, avem un centru român, penticostal, și în ziua de azi ne ocupăm foarte mult acolo cu refugiații. În regiunea noastră sunt foarte mulți refugiați și am început de când s-a început războiul să ajutăm refugiații aceștia cu produse alimentare, cu haine. Foarte mulți s-au ieșit de acasă în ce au avut. Fără nimic, mulți și fără documente, fără haine. Foarte mulți acum refugiați nu mai au unde să întoarcă, din pricina că e distrus totul. N-au rămas fără casă, fără masă. Și în ziua de astăzi, noi suntem foarte tare implicați în lucrarea, în slujirea cu refugiații. Și duminica, în fiecare duminică la ora 4, avem slujiri de evangelizare pentru refugiați. În timpul săptămânii, lunea, am făcut 6 grupe, așa putem să spunem, cu refugiații. Și în timpul săptămânii învățăm Sfânta Scriptură. Avem o grupă care o pregătim deja pentru botez. Oamenii aceștia mărturisesc ei singuri și aceștia care deja s-au predat Domnului și spun că vreau să primească botezul. Ei spuneau, dacă nu ajungem noi în Cernăuți, și au ajuns în Cernăuți doar din pricina războiului, nu mai aflam niciodată că este Dumnezeu. Nu mai știam niciodată nimic despre Dumnezeu. Măcar că atâtea jertfe se întâmplă. Dar Dumnezeu lucrează. Aleluia. Dumnezeu știe cum să lucreze la inimile oamenilor, ca oamenii să-și deschide inima, să smerească în fața lui Dumnezeu. Oamenii au venit dincolo, oameni fără de Dumnezeu, oameni care se gândeau că ei știu ceva. Și când au venit aici, au spus, noi n-am știut că există Dumnezeu, noi n-am știut nimica despre Dumnezeu. Și astăzi îi mulțumim Domnului, măcar că este greu.
O familie s-a apropiat și îmi spune: frate Serghei, ce să facem, căci copiii noștri acum nu știu nimica despre Dumnezeu. Nepoții noștri nici nu vreau să audă măcar. Noi acum ne pregătim pentru botez. Copiii noștri nici nu vreau să audă. Nu știm ce să le facem, cum să le spunem. Îi îndemnăm la rugăciune. Dumnezeu a lucrat frumos la inima voastră. Rugați-vă și Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu lucrează frumos. Dumnezeu vrea să binecuvânteze. Nu odată Duhul Sfânt vorbește astăzi în bisericile noastre, spune: oare nu v-am spus eu despre timpurile acestea? Noi acum nu tare ne place, că e greu. E foarte greu, e foarte apăsător. E război, necaz. Și Domnul spune: oare nu v-am vorbit eu despre timpurile acestea? Și noi de multe ori n-am prețuit și poate de multe ori nu prețuim. Cum suntem noi astăzi? Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Amen. Slăvit să fie Domnul. Amen. Amen. Fraților, dacă ne-am cercetat la capitolul smereniei, Dumnezeu mai departe mai spune și un lucru despre blândețe. Ferice de cei blânzi. Predica Domnului nostru Iisus Hristos de pe munte. Și aici spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând. Și ca să avem în casa noastră pace, liniște, bucurie, Domnul ne vrea să fim blânzi. Blândețea nu înseamnă că unii se gândesc, poate lumea, oamenii se gândesc, dacă ești un om blând, înseamnă că ești un om așa tăcut, și tot să poate să-l pui pe capul tău și să facă ce vreau ei din tine. Nu e adevărat. Cine a fost cel mai blând om de pe pământ? Moise. Dar Dumnezeu pe cel mai blând om de pe pământ și El i-a dat. Asta, blândețea, este o calitate a caracterului nostru. L-a pus în fruntea unui popor nu ușor de condus. Cu cea mai mare înțelepciune și stai în fruntea acestui popor. Și Moise a avut autoritate, Moise a avut cuvânt, Dumnezeu l-a folosit și era cel mai blând om de pe pământ. Noi suntem oameni blânzi? Spune Sfânta Scriptură că blândețea voastră să fie cum? Cunoscută de toți oamenii. Blândețea este și ca o haină pe noi. Noi ar trebui să fim îmbrăcați în blândețe. Și oamenii să ne vadă și spune: este un om blând, cu el pot sta de vorbă. De multe ori se întâmplă cu unii oameni, te trebuie să stai de vorbă, că îi spui un cuvânt sau îl întrebi ceva și parcă explodează, ca bombele cele în Ucraina acum. Nu poate soțul cu soția să stai de vorbă, că soția explodează. Nu poate soția cu soțul să de vorbă, că soțul explodează, parcă. Și nimica nu-i place, așa ce nu-i bună, dar de ce așa, și de ce așa, și de ce așa? Fraților, surorilor, să ne cercetăm. Ca să avem pace, liniște în casele noastre. Domnul Iisus Hristos ne învață că trebuie să fim blânzi. Cum suntem noi la acest capitol al blândeții? Sunt o soție blândă? Poate de multe ori trebuie să luptăm. Dar Domnul Iisus Hristos îmi spune: când nu mai poți, cheamă pe mine în ajutor. Dacă vezi, nu mai poți răbda, nu mai ai răbdare, nu poți să fii blând, cheamă-L pe Domnul în ajutor, El te va ajuta, să vă da putere. Ești un soț blând? Cu soția, cu copiii? Sau îți place să dai cu pumnul masă? Cuvântul Domnului ne învață pe noi și ne spune la familie, la soț și la soții: supuneți unii altora în frica lui Dumnezeu sau lui Hristos. Și aici este o învățătură adâncă. Îmi place foarte mult versetul acesta. Nu-i timpul, dar mă l-am amintit. Suntem noi blânzi ca soți, fraților? Suntem noi blânzi ca părinți, ca tată?
Câteodată suntem duri, eu vă spun de mine. M-am prins vreodată. Și când cu copiii mei, cu băieții mei, trebuie să mă apropii de ei, pentru ca să rămân într-o relație bună, pentru ca să am pace, să am relație, pace cu copiii mei, să mă apropii de ei, să-mi cer iertare și să plâng cu ei. Că nu dacă sunt bărbat și sunt tată, sunt perfect de săvârșit. Noi de multe ori, când vrem să fie cum vrem noi, pierdem totul. Din pricină că și n-ascultăm de glasul Domnului. Dar Domnul spune ca să fie pace, să fie o relație bună și frumoasă. Fii blând. Fii blând ca Moise, poate. În același timp să rămâi cu autoritate, să rămâi soț și să rămâi tată. Cu autoritate. Dar blând. Cred că în blândețe există și foarte multă înțelepciune. Cumpătate, lumină de la Dumnezeu. Să fii blând cu soția. Ca să te aștepte de la lucru. Să te iubească, să bucure. Surorile să fie blânde și ele. Dar important lucrul acesta. Atât de scumpă este pacea. Dar cât de scumpă este pacea în casă, în familie. Ca să dormi liniștit. Noi nu putem dormi liniștiți că avem război în țară. Dar l-avem pe Domnul Iisus Hristos. Este cel mai important. Amin. Care a pus protecția Lui acolo la noi la cer mai mult și ne bucurăm de protecția aceasta. Măcar că Dumnezeu, pentru ca să rămână protecția mai departe, cere de la noi rugăciuni, cere post. Mai a obosit și poporul. Parcă s-au învățat, parcă și noi mai timp, omul se învață cu totul și cu războiul. Dar mulțumim Domnului că El ne ocrotește. Ascultă rugăciunile, vine în ajutor. Cred că și Dumnezeu vrea să vă binecuvânteze și pe voi. Și am auzit și astăzi lucrarea, descoperirea pentru Biserica Maranata de aici, de la Udine. Dumnezeu vrea ca biserica aceasta să fie o biserică în care să fie proslăvit numele Domnului, unde să lucreze Dumnezeu cu semne și minuni. Aceasta am auzit astăzi. Slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Dar vrea ca să fie pace, liniște, voi să fiți lumină pentru cei din jur. Dacă va veni cineva seara la fereastra voastră, ce să vadă în viața voastră? Să vadă dragoste, să vadă bucurie. Pace, liniște. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și e o cântare cunoscută care noi o cântăm. O, ce har, să știi că Domnul te iubește. Și refrenul, cum spune? Să ai pace. Să ai pace. Dacă s-a vorbit despre pace, haideți să și cântăm și fie ca puterea Duhului Sfânt să ne însoțească pe fiecare în parte și să-și reverse Dumnezeu puterea Lui peste fiecare dintre noi, în casele noastre. Frumoasă ilustrația. Când vine cineva din afară și se uită pe fereastră în casa noastră, asta între ghilimele, că noi acum locuim la etajele 4 și 5. N-are cum să urce la fereastră nimeni. Dar metaforic, să ne gândim la asta. Când cineva se uită în familia noastră, să-L vadă pe Hristos în familia mea, în familia ta. Și Domnul să fie lăudat. Să cântăm această cântare. Yeah.
fraților, să facem o ultimă rugăciune în această zi.